mărturisesc că atunci când am citit textul conferinței domnului profesor Schmidt, înainte de evenimentul de la Ateneu, am trecut de la uimire la revelație, la surpriză, la delectare. Am mai citit odată textul și nu vrea să cred că domnul profesor Schmidt va citi această conferință la Ateneul Român în anul centenarului. După liniștea care a fost ascultat domnul profesor la Ateneul Român, mi-am dat seama că uimirea și revelațiile și toate celelalte stări prin care am trecut eu erau împărtășite de auditorii de la Ateneu. Cum era posibil ca să schițez în câteva pagini, totuși câteva zeci de pagini, axiomele prin care înțelegeam toată istoria ultimului nostru secol? A fost posibil să spui atât de limpede de câteva adevăruri pentru care noi aici, în România, ne străduiam și ne străduim în continuare să înțelegem ce ni s-a întâmplat și de ce ne merge cum ne merge. Domnul profesor spune, așa cum a spus și domnul Liceanu, că au fost extrem de puține perioadele de democrație veritabilă, liberală, din ultimul secol. Mai spune că instituțiile care au transmis mai departe cultura organizațională a dictaturii din perioada interbelică, în perioada comunistă, au fost armata, Academia Română, Biserica și serviciile secrete. Lucrurile astea le-am aflat într-o liniște absolută la Ateneul Român. A contat oare că domnul Schmidt este un reputat profesor universitar la Viena și membru al Academiei Austriece și nu este un istoric român? Probabil că da. Probabil că faptul că s-a ținut, în mod evident, departe de toată această magmă incandescentă în care trăim, a contat. A contat faptul că știe mai toate limbile balcanilor, inclusiv albaneza și rusa pe deasupra? Probabil că da. A contat faptul că s-a apropiat încă din prima tinerețe de limba și cultura și civilizația română? Iarăși probabil că da. Dânsul a oferit niște chei de interpretare a ultimului secol admirabile. A spus-o de nenumărate ori. Nu a venit să țină lecții în România, nu o face de pe o poziție de superioritate, ci s-a apropiat cu înțelegere atât de istoria noastră, cât și de noi înșine. Cred că domnul profesor știe mai multe despre noi decât am vrea noi să știe, dar pentru că este un istoric apropiat de valorile liberale, a spus în repetate rânduri că circulația ideilor ne poate scoate din ghetoul cultural în care încercăm să trăim fiecare națiune europeană. Pe de altă parte, efortul acesta pe care îl vedem în România de a mistifica și de a reinterpreta permanent propriul trecut, care nu este doar nouă caracteristică, asta se întâmplă în mai toate țările europene, deci acest efort nu ne va duce mai aproape de adevăr. Și probabil că în România, în acest moment, avem nevoie cu adevărat de reinstaurarea adevărului în viața publică. În sfârșit, eu cred că prin prezența domnului profesor am câștigat cu toții un mare prieten și cel puțin în această serie a marilor istorici care cunosc limba română și ne sunt apropiați, începând cu Keith Hitchens, cu Glenn Torrey și Dennis Deletant, domnul profesor Schmidt se alătură acestei galerii. Și așa cum îi face plăcere să citeze pe cronicarul domniei sale favorit, Miron Costin, dânsul ne pune în față o bindă a adevărului și cred că trebuie să fim recunoscători pentru asta. Mulțumesc!